continua cu un sistem fiscal care te împovărea să scoate ochii din cap. Și îți dă o singură șansă să supraviețuiești. Și acea șansă este să faci evaziune. N-ai de ce să speri la o transparență la asta. Hai să fim optimiști. Optimiști în sens constructiv. Eu o să fiu cotat de unii dintre ziariști din sală că Isărescu s-a dat la sistemul fiscal și nu-și vede ce nu gradă. Se mai enervează ministrul de finanțe, noroc că e tânăr și încă n-are curaj. Băi, iar te bagi în ograda mea. Nu, aceasta este tema. Tema este că a ieșit din un adevărat cerc vicios în care să o recunoaștem. Antreprenorul românesc este, oricum.